Astăzi, pe 27 februarie 2019, am fost invitați la o ședință de judecată dedicată la Bălți, Curtea de Apel Bălți. M-am prezentat numai eu și cu avocata am avut de la Bălți, doamna avocată, îi spune. Doamna Natalia Dragan. Avocată de stat. Avocată de stat. Foarte, foarte am fost mulțumit de dumneavoastră. Ea a fost cu o zi înainte, s-a făcut cunoștință cu materialul. Și am stat de vorbă cu dumneavoastră, nu povesti eu. Uleacă, am spus că în judecată eu am ascultat ceea ce a declarat dumneavoastră. A declarat foarte bine. O declarație a făcut foarte bună și foarte bine. Dar totuși vreau să spun că judecătorul Murari Oleg și secretara Refiera a fost Lupașcu Tatiana. Doamna Lupașcu, n-am pretenzii. N-am pretenzii că procurorul care a fost acolo și aceea s-a dus și a ascultat ce am vorbit noi, am dispus, dar cu părere de rău nu a asistat procurorul raionului Iedniță, doamna Cristina Strelețchi Linceac. Cu motivare au avut, motivare că nu au avut, dar eu motivare a fost aceea că eu i-am dat ei, că ei nu cunoaște materialul ăsta, fiindcă procurorii care au fost și Șefciuc Artur și cu domnul procurorul Chistruga Ion, raionului Iedniț, care a fost tendință pentru de anularea ordonanței. Am materialul cu rachiu care încă a fost 4 ani în urmă, a fost găsit acolo. Și vreau să fac înștiințarea asta, fiindcă acolo întrebările nu au fost repede, așa, știi, ascultative, și în material se scrie acolo cine este Crâșa Rachiului și Anarcocii raionului Iedniț. Unii eu le-am dat declarație acolo, Crâșa Rachiului și Anarcocii Iedniț este surusul Alexandru, comisarul raionului Iedniț. Și nu numai așa asta, el are și cu defileul Trinca acolo faptele care domnul comisar nu-și recunoaște răspunsul care a fost dat, materialele nu s-a adiveresc, că acolo eu am constatat cum am găsit rachiu și el nu s-a prezentat la fața locului când eu am făcut înștiințare. Și eu am pretenzii pe domnul comisar că nu s-a înștiințat la fața locului, acolo nu s-au luat măsuri, nici nu a provenit partea asta, dar rachiu care a fost vândut acolo, acolo a pătimit, cum, au murit 7 persoane, tineri. Eu constat că acolo toți au murit, înțelegi, pentru consumare rachiului care a fost dat, toți din mahalaua aceea acolo. În prima instanță nu a avut niciun martor. Nimeni nu a avut. Nu a găsit marturi ca să fie atunci. În a doua judecată care am avut la Iedniță, au găsit niște marturi care de pe drum. I-au găsit acolo doi consilieri din primărie, eu știu și erau acolo, au spus și voi, nu ați auzit acolo, a fost rachiu, a fost vândut mie și ei rachiu. Eu spun că eu, dar mie și ei nu am cumpărat rachiu. Eu am cumpărat rachiu de la Sorocanu Vasile Dimitrii, nu am cumpărat de la mama lui Sorocan Zină. E materialul falsificat, a făcut materialul falsificat de la început până la gătit ca să iasă din situația asta, ca să nu fie tras la răspundere. Ei au falsificat acest material. Eu am cumpărat rachiu de la Sorocan Zină. Sorocan Zină deja e murită de 3-4 ani, nu știu de când e murit. Și totuși vreau să adaug că oamenii care au murit 7 oameni pe rând, la urmă a murit și băietul Sorocan Vasile Dimitrici, care vindea rachiu acolo, nepot primarul satului Trinca. Acolo magazinul a funcționat 8 ani de zile, nu a plătit niciun impozit, nu a plătit nimic. Și nu a fost niciun control, nu a venit nimeni să controleze magazinul cealaltă și o luat. Nu ni s-a spus nimic. Este magazinul. Are documente careva. Document. Magazinul cealaltă a fost acolo legitim sau nelegitim. Nu ni s-a spus nimic. Doamna Cristina Strelețcaia,
Procurorul găsește decizie că eu i-am pus în întrebare că ea e tânără și a avut că ca și comandă, înțelegi? Și a făcut în timpul ăsta că s-a delungat lunile astea de zile, că sunt vreo 3 luni de zile de când materialul a fost trimis în instanță, se vede că aici a fost așa pus, că doamna procuror nu a venit în judecată, dar fostul Șefciu, procurorul Raionul Iednesc, cu materialele falsificate, așa cum e falsificat la ăsta, el este suspendat din funcții. Și nu numai el, dar mai sunt mai mulți, 3 procurori care sunt suspendați din funcții. Pe Raionul Iednesc. De aceea, am mai avut un material tot cu Șefciuc, care cu defileul Trinca, el tot nu a asistat în judecată. Și după aceea a fost altă judecată. Acolo trebuie să fie alt procuror, Chistruga, Vladimir. Unde a fost un zrâv în defileu și a pătimit persoane acolo. Dacă a pătimit persoane și ele, i-au făcut procese verbale false, fiindcă o chicat asta, o crapat scatul la mașină. Dar acolo, de adevărat, eu am documente că el a fost explozii și eu a pătimit din urma explozilor. Unii oameni au primesc pensii pe documente false, grupi ce au făcut acolo. Eu am avut doroc că eu a fost explozii, dar explozia așa au scăpat, eu scăpat și, dar erau vătămați, au stat în spitale și ei o primesc acum în timpul de față, îi primesc pensii. De ce eu rog, înțelegi, că poate organele și din rând, am atâtea procese pe Raionul Iedniț, unde este, vreau să spun, că este un dezastru pentru asta. Toate materialele, am materiale false făcute, care tot în defileu a fost, un băiat tânăr de 23 de ani, tot zrâv a fost în defileu și a scris că a cicat de pe casă. Totuși aceea, eu vreau să spun că am 4 sau 5 procese verbale făcute pe falsificarea asta și toate le-am pierdut în judecată. Acum decizia a scos, nu știu, irevocabil, cum o scoate ei, dar eu sunt nemulțumit pentru lucrarea care a fost și constat, înțelegi, că asta este o încălcare a legii, care ei apără interesele judecătoriei din Bălți, apără interesele hoților și a bandiților, ei care cu ocupă. Ori să apără că orice partid lucrează, fiindcă eu eram cu Constituția în mână și eu le-am spus lor că voi ați încălcat legea, voi încălcați legea, ați încălcat Constituția și ați încălcat jurământul vostru. De asta le-am făcut o notă, le-am dat la urmă la băieții ăștia. Dar eu n-am înțeles, până la urmă n-am înțeles ce a decis azi curtea de apel. Sau încă nu s-a pronunțat. Mi-a respins plângerea. Curtea de apel mi-a respins plângerea care a fost cu asta ultima, de mă spun. Curtea de apel mi-a respins plângerea ca întemeiatul sau eu știu cum a scris, cum a scris acolo, mi-a scris, mi-a spus, mi-a citit. Plângerea este respinsă, Natal. Asta a fost încheiere. Deci nu se deschide dosar penal pe cazul... Cazul este, șapte persoane au murit, nimeni nu răspunde în fața legii, atât am îmblat, 3 ani de zile îmblă în judecată. Iată judecata ce o găsesc. Ba, deodată a pornit dosar penal, pe urmă nu-i dosar penal. De astăzi s-a făcut ultima instanță, că el mi s-a respins totul. Dacă nu ți s-a făcut dreptate, acum poți plângi la Curtea Europeană, dar nu știu dacă ai să mai poți beneficia de avocat de stat. Trebuia să găsești alt jurist, alt avocat care să-ți formuleze cererea la CEDO. Să vedem dacă asta, dar este încă curtea de apel Chișinău, cred că mai departe, să nu este sau nu este, da? Nu este, asta da? E irrevocabil. În astfel de cazuri, decizia e irrevocabilă. Ce s-a pronunțat azi la curtea de apel e definitiv. Definitiv, da. Nu, și încerca să vedem, și poate măcar din trânsări câte am eu, rugat-o pe doamna Cornelia Cozonac, mi-a spus ca să implice în treaba asta cu materialele astea, dar văd că este ocupat acum, cred că după alegeri treaba este. Și totuși am asta, am nădejde că totuși cândva a și o dreptate oricare. Cornelia Cozonac e jurnalistă, dar mă trebuie un jurist care
în termen de 6 luni de la data pronunțării, probabil de la data de azi, să-ți formuleze o cerere la CEDO, probabil în baza articolului 6, că nu ți-au făcut justiție, dreptate. Atâți ani s-au căcăit ei cu dosarul ăsta penal și cu deciziile de judecată, de câte ori ai fost prin instanță? De asta e 3 oară, iată, 3 oară, dus întors, asta e 3 oară. Doamna avocat, cum am spus eu, doamna avocat asta, Drăgan, Natalia Drăgan, foarte bine a spus. Domnul Petrovici este un activist civic, el de atâția ani de zile în luptă pentru dreptate, s-a făcut aici, s-a făcut, el a spus foarte drept și mergește, s-a găsit în material. Și omul are dreptate treaba asta, el luptă pentru dreptate. Deci asta dreptatea că unii ieșit și eu ieșit și s-a dus, ne-a scos, ne-a spus că se respinge. Dar crezi că juriștii ăștia, crezi că nu s-au pătruns de esența problemei, sunt incompetenți profesional sau crezi că e caz de corupție? Nu s-a spus. Dumnezeu, eu s-a cotit că asta e cază de avocată, cum s-a lămurit. Ea asta a spus, că e caz de corupție și omul ca când lupt pentru asta, înțelegi. Dar ei nu au luat în considerație. Eu mă cred că... Dar mă ta cum crezi? Judecătoria Bălți și Curtea de Apel Bălți, de ce ți-o respins asta? Sau procurorii, de ce ți-o respins? Pentru că ești competent, să mă înțeleg? Sau au fost cumva motivați cu bani? Eu am o motivație la dânsi că apără interesele unui hoților și bandiților și unui partid. Asta este. Eu de-am nu-s prima dată în judecată, domnul Oleg. Eu am 39 de ani de pe care am fost în multe judecăți și am avut multe. Am dat afară, îmi spun. Am dat afară comisarul din Iedniță, am dat afară procurorul din Iedniță, am dat în Bălț la judecătorie din Bălț, eu am dat judecătorul din Bălț. Unde a venit doamna Elena Grigor, care a fost avocată, a devenit pe urmă devenit judecătoare. Eu nu spun asta. Eu spun cine a fost mai mașcat pe vremea și aia. Dar în ziua de azi nu putem face, pentru că asta cineva s-a dus. Comisarul din Iedniță iau o legătură mare, strânsă, cu Partidul Democrat. Și Partidul Democrat nimeni în Republică și se face. Tot asta. Și în timpul ăsta de față a fost o grăită, a făcut drept. Așa taman cum a făcut cu Chistruga Volodimir, care nu a venit în judecată, are material fals. Și eu am științat și Ministerul de Interne, am făcut să vii la fața locului, constatăm, zice, că am tăti doveză. Și nu vin nimic. Și aproape am tăti probele. Și tăiam tăti, dar ce folos? Eu rămân numai cu vorbele. Dar ei se duc, se împacă și acolo să vin. Dacă nu s-a apărat, nu vine judecată. Doamna Strelescă, nu mi-e în judecată, fiindcă ea știe, aici materialul a fost făcut de Șefciuc. Dar Șefciuc a fost prins, înțelegi, cu materiale false, mai multe. Și este eliberat din funcție. Dar dumneavoastră a lucrat pe materialul care a făcut de Șefciuc. Și materialul este fals de la început până la gătitul falsificat. Deci, cum am spus eu mai înainte, eu am cumpărat rachil la Sorocan Vasile, nu eu, dar prin marturi. Și marturi este care au dat dovezi acolo. Am făcut probe, am făcut asta, casetă. Am dat în judecată, la judecată am pus caseta. Mi-a fost respins caseta și nu am luat ca probă. Dar nu se mai vinde? Se mai vinde astfel de rachiu? Poate și vând, știi, dar nini s-a lipadat asta, să mai cață cineva, să vinde rachiu sau să... Dacă eu am văzut aici, că 7 oameni au murit și acolo scris siroz pecin, atât siroz pecin, siroz pecin, siroz pecin, înțelegi? Unul dintre deși, eu cred că nici nu i-a făcut autopsie primul care a murit, băiat tânăr de 33 de ani, cred că nici autopsie nu i-a făcut atunci. Ui, pentru că eu am auzit diferite probe, înțelegi, că nu i-a făcut autopsie. Dar aici atât care a murit, atât siroz pecin, urmă. Și crezi că a murit de la exces de alcool sau de la alcool necalitativ? Eu asta că am de rachiul care l-am consumat, din 5 persoane din Mahalaua aceea de acolo, care poți să stai din Mahalaua aceea de acolo. Păi asta crezi? Întreb. O consumat prea multă vodcă de aceea sau vodcă aceea nu-i sănătoasă? Vodcă aceea eu s-o cot că nu a fost sănătoasă, nu-i consumat, că alții duceau nu erau. Erau câțiva care au consumat din acces, care duceau și eu permanent, dar alții nu au și eu și eu pe 100, dimineața, una dimineața, una seara. Și ei nu consumau să-i vezi bieță, așa consumau.
Eu am insistat treaba asta, că ai văzut că și pe internet am pus este rachiu și altă, dar nimeni nu ia în considerație treaba asta. De ce eu fost să o sfătuiesc, fiindcă sunt legați acum atât? Și a fost, cred că a fost, s-a împăcat cu dâns cum acolo și așa se face treaba la noi. Au client, au clientură, trebuie și printre asta și merg. Doar dacă comisarul chicat aici sub materialul ăsta, el nu are bani, el au și se duce, au clienți, se duc și grăiesc, înțelegi, judecătorii se duc la tăța asta, că ei au, eu socot că au bun venit din partea asta, de ce e pe minima faci, înțelegi, de atâta. M-a făcut că eu să nu câștig materialul și să rămân vinovat, eu cred că așa. Ei, vinovat, cred că nu te-or mai găsi pe mata, dar iată, nu ți-o dat dreptate și ți-o respins până la urmă deschiderea dosarului penal și pedepsirea vinovaților. Eu rămas nevinovat, pentru că el, comisarul, nu-și recunoaște răspunsul care mi-a dat mie. El nu recunoaște răspunsul, dar el mi-a dat răspunsul. Deci, nu, el mi-a scris, faptul nu s-a adeverit. El nu-și judecat, a declarat că el nu-și cunoaște, asta nu-i scălitura lui. Am înțeles. Mulțumesc pentru mărturie. Am înregistrat și o să publicăm, dacă ești de acord. Da, eu sunt de acord. Să dau să vedem acum, să vedem. Eu am rămas, știi, nemulțumit pentru ziua de astăzi, ce se întâmplă. Mie îmi pare bine că pe mine doamna avocată care a constatat materialul foarte bine, m-a apărat foarte bine și a spus și dumneavoastră că strâns din unde și ca ce vezi cum se face la noi așa. Și nu numai asta, deci și alți avocați care au fost tineri, fete, tineri, toți sunt avocați acolo, tot lucrează bine, nu pot spune că nu m-au apărat, ori nu. Deodată parcă a fost unul din ei, se întâmplă și ăla l-am ferit și mai mult cu așa nu m-am adresat, dar aici care au fost ea ca... Totul, vorbesc bine, foarte bine vorbit avocat, eu n-am ce spune. Nu că m-a susținut pe mine, dar conform articolul cum a fost aici, atât, dar a vorbit foarte bine. Cel mai des nu contează ce zice avocatul, dar ce decide judecătorul. Judecătorul poate fi chinoși, poate fi și aur acolo, dar el dacă spune că e laptele negru, asta el îți face, înțelegi? Asta se întâmplă. Eu am multe materiale care așa... A fost că nu vine, nu s-a arătat nici avocatul în judecată, nici procurorul nu s-a dus în judecată. Ei apără. De ce pe mine nu mă apără? Apără interesele hoților și a bandiților care au de unde venit. Dar eu dacă nu dau nici un venit, nici ei, cum să mă apere? Și nu întotdeauna fac cum vor ei, judecătorii și procurorii, dar cum le se spune la telefon? Cum le spune la telefon și cât pun în plic, ia ca și. Și cât plătește, am înțeles.